Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la Happy Wheels. Muzica favorită. Ok, mă mănâncă și urechiușele. Și hai să ne se mai întâmplă pe Happy Wheels. N-am mai jucat de o săptămână, două. Deci avem hărți noi făcute de către abonați. Și nu prea arată bine hărțile astea, băieți. Numai 3 stele, 2 stele? Luăm o mică pauză pentru sponsorul de astăzi, Boosteroid, care tocmai ce-a lansat aplicația prin care oricine poate deveni partener și poate câștiga până la 7,49 € pentru fiecare abonat adus, utilizând platforma Boosteroid.Partners. Fie că ești elev, student sau pur și simplu pasionat de jocuri, te poți înregistra ca partener Boosteroid accesând linkul din descriere, îți configurezi contul, creezi linkul de tracking și ești gata să începi propria campanie de promovare. Cashback-ul este de 7,49 € pentru fiecare abonat înregistrat utilizând linkul tău, iar payout-ul se poate face începând cu suma de 50 € direct în contul tău de PayPal. Intră în lumea gamingului cu Boosteroid accesând linkurile din descriere. Oh my god, hărțile astea! Ci că sunt 100 € acolo jos. Bun, eu expert fiind la această joacă, o să încerc să termin harta chiar din prima încercare. Ok, imposibil. Ai pus și minele acolo, ai pus și țepii deasupra. Felicitări. You played yourself. Că fac abonații hârtia. Bă, Battle Randa e cu WC-uri. Bă, n-a fost rea. Harta asta chiar n-a fost rea, lol. 2 stele. Ceva o să fie în neregulă aici. Păi ne-ai pus țep, nici nu cred că ai cum să termin harta. Uai, te-n jet. Ok. Bă, asta are prea multe stele, sincer. 6 voturi. Ok. Au jucat abonații și lor chiar le-a plăcut această hartă. Hai să vedem. Ia uite cum mă duc, frumos. Mi-a intrat la fundul leat. Nu, 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 între picioare. Ok. Bă, ce hârți rapide fac abonații. De la Edu, 3 stele. Sper să-ți placă. Ok. Damn it. Damn it! Asta e o hartă grea. Asta e o hartă grea. Să mă dau pe o roată. De fapt am aminte. Wow! Nu credeți, băieți, că o să vedeți asta. 3 stele. Damn it. Iar damn it? Ce făcuși, bă, de luță? Asta e de luță? Rip de luță în chat și în comentarii. Am uitat să spun că suntem și live pe Trovolink în descriere în același timp. Apasă Z. WWE cu de luță. Nu mai e de luță. Ok, n-a fost rea harta. Spikefall. Îmi place Spikefall, ia. Bă, ce mic e Spikefall-ul ăsta. N-am văzut Spikefall mai mic. Ok, nu sunt chiar așa rele hărțile până acum. Ce că e hard. Salut, bro, bine ai venit. Sari peste țepi. Ha? Ok. Ok. What? Mergi pe partea cealaltă folosind fensurile. Auzi la el, bă? Fensurile. Uh-oh. Fensurile. Adaugă pentru a putea... Așteaptă pentru a putea... Trece, nu! Mă bate mâna! Cred că e finalul, băieți. Cum îi fac picioarele? Om. Bă, cum îi făceau picioarele? Nu mai am o mână, piciorul e dezlegat, mâini nu mai am, sunt doar un corp. Cum merge bicicleta, nu știu. Citește tot. Asta e părerea mea pentru harta ta. Mai departe, m-am rupt. Imposibil 98%. Talent. Sănătate, mersi, mersi. Sănătate și virtute. Wow! O jumătate de stea. 4 voturi. Și o jumătate de stea? Wow. Altă hartă cu jumătate de stea. Filmele Matrix? Pă bune. Era fel black and white. Ochii mei. Nu, ochii, bă! Mă doare creierul! Mamă, chiar te amețește aia, pe bune! Abonați și un membru! M-a arătat abonatul! Sărac abonat, bă! Vreau să scrieți în comentarii din ce an sunteți abonați. 2013, 2015... Battle Run, cum îmi place numai mie! A, dar mai jucat-o pe asta și cu geam. Nu... Ok. Bun, hai să lăsăm hărțile lui Rafael de săptămâna aceasta. Play count, everyone, reset. Și hai să vedem ce mai e tare. Rope swing. Dar să dau eu this month? Play count 40k. E ceva. Fan of Grey, ok. Bun, avem un... Bă, aproape că am terminat harta, sincer, din prima. Deci nici de la început. Din 2014 sunt 2016. Vreau să știu cine e abonat din 2021. Gen, imaginează-ți să te abonezi în 2021. Ok. Be like this. Ok. Păi da, ține-am apăsat. Hai mă, că am ținut. Rope swing, rope swing. Care-i faza cu rope swing totuși? Are cineva idee? Încă o dată? Mi-a prins piciorul. Nu, nu, nu. Aaaa, piciorul. Nu, 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 nu. Sunt blocat. Am o idee care mă va scăpa, nu. Ok. Sunt ca în troll astea, ce-i drept. Ce facem asta? De ce se prinde? Era să mă rup. M-am rupt. Nu mai am nici picioroangă. Ce fac, mă? Merg cu bâta după mine. A fost interesant. Pogo fight, sword throw and fall. A fost. Mamă, ce a scris mă ăla acolo? Mi-a furat portofelul, mi-a dat bully. A râs de pălăria mea. A, aproape l-atingea. Mi-a mâncat pizza. Nu cred că am cum să-l omor pe ăla. Direct în cap, aproape te-a ucis și Moș Crăciun? Efectiv, Moș Crăcilă. Hai mă, la fix a trecut pe lângă. La fix. For miles only. Habar n-am ce asta. Survive, don't die. N-avem voie să dăm ortul popii. Am luat ortul popii. Level 1 spikes. Și cred că dacă mergem încet nu murim. Gravity. Să prindem viteză. Harpoons. Nu, 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 nu. A rămas copilul. Aha! A decapitat și copilul, bă! Copil, character identifier. Ok. Pogogai. Păi ăsta știe ce alegem. Aha. Helicopter guy? Ok. Indiana Jones, a.k.a. The Explorer Guy? Moped Guy? Băi, știe pe toți! Lawnmower Guy? Băi, știe pe toți nebunul! Ok, ok, ok. Roadspring, Dinner Table Matrix. Asta e din filmele Matrix. Mort. Păi dar nu pot să mă prind, lol. What? Ok, glitch-ul. Gata. În filmele Matrix. Încă jocul ăsta se mai ține, nu vine să cred. Atâția ani, Bottle Run. Hai mă că-mi place Bottle Run. Bottle Run. Mă rupă din două. Bă, uite-te la bicicletă. Biciclențiu. Ha! Aoleu, e prea multă viteză. Iată. Ok, ok, hai să încercăm pe bune. Ah! Doar uite-te la tălpile mele, copilul aleșinat. Yeah! Cum bă-și pierde viteza? Dead. Bă, a făcut-o nebunul. Bă, da, chiar a fost dificil, lol. Lol. Poco Fight, Spikefall. Hai că îmi place Spikefall. Boing. Prima încercare. Frumos din prima încercare. Jetpack Run am jucat. Poco Fight Extreme. Battle Flip 99.99%. Ok. Nob. Bă, nu vreau să fiu nob alău. Ok, ce trebuie să fac ca să câștig totuși? The Jesus of Halls? Uite unde am băgat fix aici. Practic am câștigat deja. Impressive. Shout out, you hacker. Nu știu care e win totuși. Asta? Nu cred. Ok. Battle Flip 32? 32? Are 32 de hărți asta? Mamă, ce se întâmplă aici? Ok. What? Impostor. Sunt imposter. Primul meu nivel. Hai mă să vedem că e primul lui nivel. Trebuie să intru în tun cumva? Stai, poate nu trebuie să apăs nimic. A, nu trebuie să apăs nimic, ok. I don't move. Bă, e mai dinamic ăsta, ceea ce e mișto, față de celelalte don't move. Ce Ce părere aveți, băieți? N-a fost rău, n-a fost rău. Dă-mi un tare de tot. Spikefall extreme. Cât de extreme poate să fie un spikefall? Nu? Sunt Justin Bieber, dacă mor aici sus, nici n-ai cum. În viața... Aaaa, m-a zgâriat pe funduleață, bă. Dubla 2. Bă, ăsta... Ok, deci punem aici pauză. Hugo Boss! Hugo. Ai, trebuie cumva să sărim și să pic în linie dreaptă. Ia, ia. Wow, 6.9 secunde, 69, baby. La fix, bă. Asta mi-a plăcut că e satisfăcător cu sunetul, asta mi-a plăcut la el. E satisfying, dar asta e 99. Mamă, ce rating prost are, fiți atenția. Wow. Bă, ce se întâmplă? N-are niciun sens. LMAO. LMAO. 99 imposibil, dar nu se spune ce. Deci nici nu știi ce măcar e imposibil. Când se încarcă așa greu. Wow! Wow! Din prima? Hai să vedem primul Battle Run viral. Deci, vedeți, astea sunt primele. Ăsta odată care 43k. Și 43k era mult pe vremea aia. Dar nu prea știm dacă a avut... Wow! What? Bă, unde sunt hărțile de genul ăsta acum? Ce s-a întâmplat? Uitați-vă la caracterul meu. S-a rupt cu totul. Nici nu mai aveam picioare și eu făceam battle run. Și apoi mă mâncare chinul. Ok. Mi-a plăcut, ce-i drept. Nimic. Deci ăla a fost 400k. Ăsta e primul viral. Primul battle run viral cu peste 100.000 de play counturi. Are 400.000? Ia. Ok. Suntem bine? Suntem bine? Cu spatele? Ce merge așa? Ok. Ok. Poate e prea vechi, habar n-am. Nu e, cred că la harta are prea multe chestii încărcate sau ceva. Ceva. 12.000, uite că n-a mai fost niciunul cu 100.000 după ăla. 51.000, hai să vedem. No. L-au fi logo-ul lui sau care-i faza cu fața aia? Bă, uitați-vă, n-a mai fost niciunul viral. Deci era cu 400.000 care au avut multe. 2014 v-ați dus cu voi, băieți, practic. Eee, dar de ce? Nu știu ce s-a întâmplat aici. De asta popular, dar ok. A crescut și popularitatea jocului, nu știu. Prin când făcea PewDiePie Happy Wheels și toți nebunii? 2014 cred că a fost pe Google câte căutare a avut Happy Wheels. Știi? Și în 2010 a început. 2011 cât de cât. 2012. Cred că în 2012. Cred că în 2012 Happy Wheels a fost popular. 2011... 2012 cred că făcea PewDiePie. Că în 2013 m-am apucat eu. Deci 2012, uite, 2012 aici. Era super mega popular. Făcea Tobiascus, PewDiePie, Jacksepticeye, 2000... Da, 2012 a avut 100%. Și uitați-vă, din 2012 n-am mai atins niciodată 100%. Deci ăsta a fost apogeul. După care a început să o ia în jos, în jos. În 2014 totuși s-a mai ținut binișor. Cred că am jucat și eu prin 2014-2015. Deci în septembrie 2015 a fost ultima dată când Happy Wheels a fost vreodată popular, să zic. Septembrie 2015. După care s-a dus de tot, bă. Păcat. Și e worldwide căutarea asta, nu e doar în United States. S-a dus la... Nu știu exact cât de lung este episodul, dar o să ne oprim aici cu joaca pe Happy Wheels. Dacă v-a plăcut episodul, apăsați butonul de like. Noi ne vedem la viitoare. Pum!